În ultimele 24 de ore, polițiștii, jandarmii, polițiștii locali și militari au continuat misiunile specifice pentru prevenirea și combaterea răspândirii COVID-19 și pentru menținerea unui climat de ordine și liniște publică în județul Vâlcea. Astfel s-a verificat modul de respectare a măsurii de izolare în cazul a 2406 persoane din 988 de locații, iar echipaje mixte formate din angajații ai structurilor Ministerului Administrației și Internelor de la nivelul județului au verificat respectarea măsurilor dispuse prin ordonanțele militare. Ca urmare a acestor acțiuni au fost aplicate 97 de sancțiuni contravenționale în valoare de 180.000 de lei pentru nerespectarea dispozițiilor ordonanțelor militare privind restricțiile de circulație și pentru nerespectarea măsurii de izolare la domiciliu, precum și 9 sancțiuni pentru fapte de natură economică cu o valoare de peste 20.000 de lei. De asemenea, în ultimele 24 de ore, jandarmii vâlceni au efectuat 8 misiuni de transport, în care au fost însoțite un număr de 36 de autovehicule.